Al Duhului Sfânt. Hristos a înălțat, slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Da. Ei, dăm de aici. E sus. Toate privirile sus, către ceruri. Domnul să ne binecuvinteze, iubiți frați și surori, căci astăzi am ascultat probabil cea mai mare, nu probabil, sigur, cea mai măreață rugăciune rostită vodată pe planeta Pământ. Rugăciunea Domnului Hristos din grădina Ghețimani. Vreau să dau citire la câteva fraze de analiză profundă a acestei rugăciuni. Rugăciunea Domnului Hristos din grădina Ghețimani e cea mai nobilă dintre toate rugăciunile prin tăria și puterea ei de a ispăși pentru păcatele lumii întregi, adusă Dumnezeului veșnic, care este Tatăl Ceresc, în Duhul dragostei dumnezeiești. Ea continuă să strălucească ca o lumină ce nu poate fi stinsă și strălucește, nu poate fi, atrăgând pe veș la sine sufletele ce se aseamănă cu Dumnezeu. Hristos Domnul a inclus întregul neam omenesc în această rugăciune, de la Adam cel din tâi până la cel din urmă om ce se va naște din femei pe planeta Pământ. Iubiți frați și scumpe surori, ne lipsește cunoașterea existențială a unei atare iubiri și astfel sensul ei este permanent ascuns pentru mulți dintre noi. Biruitoare în veșnicie, dragostea Domnului Hristos implică în planul pământesc o suferință extremă. Nimeni nu a cunoscut vreodată o asemenea suferință ca cea îndurată de Domnul Hristos. El s-a pogorât până la iad, în cel mai cunitor iad, dintre toate iadurile, în iadul iubirii. Scumpii mei și dragii mei, Hristos este o minune ce întrece înțelegerea omenească și nimeni nu poate să o egaleze. Este revelarea atotdesăvârșită a bunului Dumnezeu, e de asemenea arătarea atotdesăvârșită a ființei umane. Hristos le reprezintă atât de plin pe cele două ființe, ființa divină și ființa umană, iubiții mei. Fiecare dintre noi va fi adus cândva la hotarul nevăzut dintre timp și veșnicie. Timpul este o unitate limitată, veșnicia este infinitul. În cazul de față, ajungând la acest hotar spiritual, va trebui să ne hotărâm viitorul în lumea ce se află înaintea noastră și să ne hotărâm dacă suntem sau nu împreună cu Domnul Hristos, într-o asemănare a Lui, sau să ne depărtăm de El în felul nostru. Odată făcută pentru veci alegerea de a ne identifica cu Domnul Hristos sau de a-L refuza pe Domnul Hristos, prin voința noastră liberă, timpul nu va mai funcționa pentru noi. Vom rămâne atașați eternității veșniciei. Va veni clipa când inima și mintea vor fi atât de copleșite de vederea sfințeniei și smereniei infinite a Domnului Hristos Dumnezeu, că întreaga noastră ființă s-ar se va ridica într-un elan de iubire către Dumnezeu. Copleșiți de scârba față de răul din noi, flămânzim și însetăm să devenim asemenea bunului Dumnezeu, în sfânta smerenie și în această năzuință stă sămânța sfințeniei fiecărui individ de pe planeta Pământ. Iubirea mereu crescândă față de Domnul Hristos duce în chip firesc la experiența care ne face asemenea Lui. Și o panoramă inimaginabilă se va desfășura înaintea ochilor fiecărui dintre noi. Durerile lumii ne vor mâhni dureros. Vom uita trupul nostru și pe cât era cu putință Duhul nostru va trăi rugăciunea din Ghețimani a Domnului Iisus Hristos. Acesta este începutul cunoașterii Domnului Hristos, fără de care Sfântul Apostol Pavel socotea toate celelalte lucruri drept pagubă sieși.
pentru a dobândi pe Domnul Hristos și a ajunge la învierea din morți, era gata să respingă orice alt câștig. Sfântul Pavel vorbea astfel nu ca și cum ar fi dobândit deja îndreptarea, ci pentru că tindea la cele dinainte, alergând la țintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Iisus Hristos. Iubiții mei, chiar antevorbitorul meu, fratele Mircea, amintea că o parte din esența învățăturii este în epistole. Sigur că așa este. Acolo e o bună parte. Și vă spun de ce. Sfântul Pavel, spre deosebire de ceilalți apostoli care au fost apostoli contemporani, ucenici a Domnului, el a fost pe timpul acela ucenic al lui Moise. Și a cunoscut atât de bine Vechiul Testament că în momentul când și-a dat seama de direcția în care duce, a lăsat totul și a fugit la o altă țintă cu câtă râvnă extraordinar. De aceea în epistole găsim atât de multă învățătură și atât de folositoare fiecăruia dintre noi. Prin urmare, dacă Marele Apostol Pavel ne-a dobândit deja, nici noi nu ne vom putea pune cu îndrăzneală pe același plan cu Domnul Hristos. O anume paralelă trebuie să existe însă. Este esențial pentru noi toți să avem cel puțin o asemănare fragmentară dacă vrem să ne numim creștini. Dar Sfântul Pavel aspira după o asemănare mai desăvârșită și îndemna pe corinteni să-l imite la 1 Corinteni 4:16. Prin urmare, trebuie să alungăm teama, să lăsăm slăbiciunea inimii deoparte și să urmăm în Duh pe Domnul Hristos, ca să putem moșteni viața veșnică în adevărata cunoaștere a Tatălui Ceresc și a Domnului nostru Iisus Hristos, pe care El Tatăl l-a trimis în lume. De ce credeți că l-a trimis aici în lume El Tatăl? Pentru nevoile noastre, nu pentru Lui, pentru a noastră, iubiții mei. Se poate spune cu un anume temei că adevăratul creștinism nu a fost propovăduit aproape nicăieri până acum. Creștinismul întrece atât de mult înțelegerea obișnuită că inima rugătoare nu îndrăznește să predice cuvântul Evangheliei. Oamenii caută adevărul, ei îl iubesc pe Domnul Hristos, dar mai cu seamă astăzi ei încearcă să-L reducă la propria lor dimensiune, la propria lor înțelepciune, coborând Evanghelia la nivelul unei învățături moraliste doar, nu-i suficient. Evanghelia este mult mai vastă, iubiții mei, este mult mai puternică, mult mai profundă. Mi-a intrat în mână o carte, n-am timp acum să o dezbat, dar vă promis sfinților voastre că o să vă povestesc de aia cu altă ocazie după pogorârea Duhului Sfânt. Însă Hristos a declarat: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele niciodată nu vor trece. Zice la Matei 13:31 și Sfântul Luca la 21:33. Atingerea adevărului cere mult mai mult efort decât e nevoie pentru a dobândi o cultură practică și științifică. Nici lectura unui mare număr de cărți, nici familiaritatea cu istoria creștinismului, nici studiul diferitelor sisteme teologice nu pot duce la ținta noastră, dacă nu ne vom alipi în mod continuu și până la capăt de poruncile Domnului Iisus Hristos. Știți care sunt ele? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău, din toată ființa ta, cu toată puterea ta, iar de aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă ne lipim de ele, scumpii mei, ținta este clară, eternitatea. Atunci când, după cum spuneam, îi se dă chiar și numai o umbră de asemănare cu rugăciunea din Ghețimani, omul transcede marginile propriei sale individualități și intră într-o nouă formă de existență, existența personală într-o asemănare cu Domnul Hristos, participând la suferințele iubirii sale dumnezeiești. Și noi putem expira în Duhul cel din moarte și pentru învierea lui, în Duhul cel de moarte și pentru învierea Domnului Hristos. Că dacă una cu El ne-am făcut prin asemănarea morții Lui, în adâncă rugăciune pentru lume și
mistuitoarea dorință pentru mântuirea tuturor, atunci una vom fi și prin aceea a învierii Domnului Hristos în toată splendoarea ei. Ne spune Sfântul Pavel la Roman 6:5, când ni s-a dat de sus să intrăm în această nouă sferă cosmică a existenței, ajungem la sfârșitul veacurilor și trecem în lumina veșniciei divine. Este extraordinar. Și orice om căruia Dumnezeu i-a acordat rarul și înfricoșătorul privilegiu de a cunoaște fie și într-o măsură cât de redusă agonia rugăciunii Domnului Hristos din grădina Ghețiman, va da încetul cu încetul și eliminator peste o cunoștință convingătoare a învierii propriului său suflet și duh și peste o sfințire a biruinței de netăgăduit și definitive a Domnului Hristos în toată splendoarea ei existențială. El va cunoaște că Hristos odată înviat din morți nu mai moare niciodată. Moartea nu mai are stăpânire peste nimic. A fost biruită de Hristos și învinsă definitiv, zdrobită. Și înăuntru Duhului său a fiecărui creștin adevărat îi va șopti cineva, o voce divină: Domnul meu și Dumnezeul meu, prea bunule și mult milostive Iisuse Hristoase, prin harul iubirii tale care covârșește toată mintea omenească, am trecut și eu, nevrednicul Hristoase Doamne, de la moarte la viață. Amin. Sunt cuvintele unui din cei mai mari analiști și aprofundători a învățăturii Domnului Hristos, arhimanditul Șofrone Saharov, cel care a fost făcut călugăr de către nimeni altul decât Sfântul Nicolae Velimirovici. Slăvit să fie Domnul! Să aveți parte de bine, iubiții mei! Mă bucur că suntem mai mulți, mă bucur că o mai venit frate Răzvan și o întrejit adunarea cu numeroasa sfinției sale familii. Iacă-te cum sporește numărul ostașilor Domnului Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Frate Răzvan, bine ai venit și aș dori, dacă frate o să fie de acolo, să ne faci rugăciunea de încheiere. Sfinția ta. Domnul să vă binecuvinteze, fraților. Atât de minunat ați cântat azi. Ați fost extraordinar. N-am cuvinte. Slăvit să fie Domnul. Să ne ridicăm să facem încheiere.